Înaintea sărbătorilor de iarnă, primarul Buzăului Constantin Toma anunța o mare surpriză de sărbători, deschiderea unui patinoar în aer liber chiar în centrul orașului. Această inițiativă, aparent un cadou făcut buzoienilor, ascundea însă și o poliță plătită de Constantin Toma, firmei El Cargid, cea care administrează patinoarul de lângă parcul Crâng și care ani buni a fost finanțată de fosta administrație locală și fostul primar Constantin Boșcodeală. Închiriem un patinoar care va fi în piața Daciei, va funcționa de la 1 decembrie până pe 8 ianuarie când vin copilași la școală. Primăria Buzău și-a ținut promisiunea și pe 1 decembrie patinoarul din piața Dacia a fost deschis pentru toți amatorii de patinaj. Tot atunci, buzoienii au aflat că se pot bucura gratuit de gheață numai dacă au patine. Ceilalți le puteau închiria pentru 10 lei pe zi. De asemenea, în aceeași perioadă s-au aflat și câteva mici detalii despre patinoarul mobil din centrul Buzăului. Obiectivul de agrement fusese închiriat de la o firmă din județul Bacău pentru o perioadă de două luni, timp în care administrația din Buzău achita societății respective 150.000 de lei. Cine este însă firma din Bacău care încasează o asemenea sumă în numai două luni și cum a fost aleasă? Firma care deține patinoarul se numește Comegrom Works SRL și are sediul în localitatea Măgura, județul Bacău. Interesant este însă că societatea respectivă a primit contractul din Buzău fără vreo licitație publică prin programul SEAP, așa cum cere legea, ci direct. Dar asta nu este tot administrată de Constantin Iordăchioaie, care figurează și ca asociat alături de Dorel Nicula, firma din județul Bacău, are ca principal obiect de activitate construcția de drumuri și autostrăzi și are un singur angajat. Iar ca uimirea să fie totală, cei doi asociați, Constantin Iordăchioaie și Dorel Nicula, alături de societatea Comegrom SRL sunt inculpați la Tribunalul Bacău într-un dosar penal de constituirea unui grup infracțional organizat. Surprizele nu se încheie însă aici. Aici. la patinoarul din centrul orașului Buzău, sumele provenite din închirierea patinelor nu au fost încasate de firma din Bacău, ci de o altă firmă din Buzău, Agrement Toys Park SRL. Societatea buzoiană este administrată de Ionuț Cristi Zaharia și are ca obiect de activitate organizarea de bâlciuri și parcuri de distracții. Extrem de interesant este însă că această firmă a fost înființată pe 16 noiembrie 2016, chiar când patinoarul mobil a fost adus la Buzău. Alte cuvinte, a fost creată doar pentru a încasa banii din folosirea patinoarului. Ca și la Buzău, firma Comegrom Works SRL a ajuns și la Râmnicu Sărat, unde de asemenea a închiriat un patinoar mobil în aer liber, care s-a deschis pe 17 ianuarie în acest an. Iar Buzăul și Râmnicu Sărat nu sunt singurele mari orașe în care societatea din Bacău, inculpată într-un dosar penal de constituirea unui grup infracțional organizat, a ajuns să închirieze patinoare pe bani frumoși, în afară de cele două municii municipii din județul Buzău, firma Comegrom Works RLE a făcut afaceri bănoase și în municipiile Vaslui, Focșani ori Galați, ce au în comun toate aceste mari orașe. Toate au primari PSD.